Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi vă propunem o ediție specială cu invitați speciali. Împreună cu noi se află doamna deputat Alina Gorghiu, președinte al Partidului Național Liberal, și domnul senator Benoni Ardelean. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sper să vă regăsesc mai des de acum încolo. Vă așteptăm cu drag! Mulțumesc tare! Pentru că v-a prins bine vizita la Chicago, că doriți să veniți din nou și mai des. Aș vrea să vă întreb din start, cum ați fost întâmpinați la Chicago, în Statele Unite de români? Minunat! Eu să încep cu părerea de bine, dar să știți că am și un regret că partidul pe care îl conduc acum n-a avut de-a lungul vremii, decât prin parlamentari care și-au făcut bine treaba, n-a stabilit de-a lungul vremii foarte multe legături cu diaspora românească și cu diaspora din Chicago, care, așa cum știți, a pus sămânța ideii votului prin corespondență. Și acum, evident că nu mi rămâne decât să stabilesc această conexiune. M-am simțit minunat. Ieri am venit, am avut deja o întâlnire cu clubul oamenilor de afaceri din Chicago. Am întâlnit domni și mai ales doamne foarte, foarte prietenoși, calzi, dedicați cauzei românești, o comunitate unită care știe ce vrea de la viață, în primul rând, și avem multe de învățat de la ei. Ați remarcat foarte bine, o să discutăm mai mult despre acest aspect și despre forța diasporei, pentru că s-a dovedit, cel puțin la ultimele două alegeri, că diaspora are o voce și are o forță totuși. Deci vreau să revin la domnul senator Benoni Ardelean, care este deja un vechi prieten al comunității noastre, a venit de foarte multe ori la Chicago și aș vrea să ne spui cu ce ocazie v-ați hotărât să veniți în această vizită în Statele Unite? Eu întotdeauna când vin la Chicago vin ca la prima mea dragoste de America, pentru că aici am venit în anii 90 prima dată și de atunci încoace, aproape inevitabil, am trecut prin Chicago în toate călătoriile care le-am avut, indiferent că am venit doar pe Washington sau am mers spre zona de vest a Americii. Și data aceasta sunt foarte onorat să însoțesc pe doamna președintă a Partidului Național Liberal în această vizită extrem de importantă, care are mai multe componente, atât partea românească, cât și partea politică pe Washington și în alte locuri unde ne întâlnim cu politicieni de prim rang ai Statelor Unite. Iar pentru mine întotdeauna diaspora românească este și va rămâne întotdeauna un loc în care mă simt extrem de bine. Pentru că oarecum am avut și o parte de această experiență de-a lungul anilor. Iar tot ceea ce a însemnat și înseamnă pentru mine formarea ca și om, ca și om care într-un fel sau altul sunt crescut în diaspora americană, pentru mine înseamnă foarte mult revenirea în comunitate. Mulțumesc! Cum vă propuneți ca și partid să colaborați în continuare cu diaspora românească, românii de pretutindeni care și-au exprimat dorința de a se implica în ceea ce privește alegerile parlamentarilor și al președintelui țării? Nu doar că s-au implicat, au reușit să obțină o performanță absolut extraordinară. Au spus pe o voce decentă, dar puternică, faptul că poți să faci orice și are românul orice fel de limită până la îngrădirea unor drepturi și libertăți. Noi n-aveam în România astăzi președintele țării pe care ni-l doream, cel puțin candidatul meu și al domnului Ardelean, vorbesc de președintele Klaus Iohannis, dacă nu ar fi fost acea efervescență, acea emulație în rândurile românilor de pretutindeni. Și le mulțumesc, dați-mi voie să le mulțumesc, uitându-mă prin intermediul camerelor de luat vederi, să le mulțumesc foarte mult că au făcut acest... au dat acest sprijin societății românești. Dacă n-aveam sprijinul lor, și astăzi aveam alt președinte și România mergea într-o direcție proastă, am să vă spun direct și franc. Avem câteva misiuni pe care trebuie în mod cert, obligatoriu, să le ducem la capăt. Am reușit
să votăm o lege care ține de votul prin corespondență. A fost foarte greu, să nu vă imaginați că anul 2015 a fost un an în care tot Parlamentul a spus bravo, veniți cu votul prin corespondență și noi votăm. Nu, a fost un proiect asumat de Partidul Național Liberal, un proiect asumat de colegii mei din diaspora, un proiect în care președintele Iohannis ne-a susținut pentru că era una din promisiunile de campanie, un proiect la care PSD-ul s-a opus aproape un an de zile și vă amintesc, poate nu este toată lumea la curent, că am reușit să ne încăpățânăm, să ducem proiectul la bun sfârșit, făcând și grevă parlamentară, făcând și protest în stradă. Am făcut cam tot ce se poate ca să obținem această finalitate. Nu este însă ceea ce îmi doresc de la acest proiect, nu este perfect. Am obținut vot prin corespondență exclusiv pentru alegerile parlamentare. A doua zi după ce legea a fost votată, am redepus un proiect prin care extindem dreptul de vot prin corespondență și la alegerile prezidențiale, ca să nu mai văd repetată, odioasă experiență de anul trecut, când nu doar la Chicago, dar în absolut toată Europa, în statele lumii unde avem români mulți, s-a stat la coadă, iar oamenii aceia, după o oră de stat în picioare, n-au putut să voteze. Sper ca în 2016 să finalizăm și acest proiect. Este una din pârghile care ne ține legați de această diasporă. Este unul din semnele esențiale, elementare, prin care tu, ca stat, îți arăți respectul față de cei cu care ai obligația să conectezi, pentru că sunt cetățenii tăi. Mai sunt câteva proiecte, domnul senator Ardelean știe foarte bine, pentru că dânsii în Senat au generat aceste teme. Mai e un proiect pe care vi-l descriu în 30 de secunde, un proiect care vrea tot pentru diaspora să faciliteze anumite activități care în România sunt destul de birocratice și vorbesc de tot ce înseamnă eliberare de acte atunci când românul vine înapoi în țară. Un coleg de-al nostru, Dorin Dobra, s-a străduit foarte tare să consulte instituțiile publice din România, Evidența Populației, ANAF-ul, Minister de Interne, pentru a vedea în ce perioadă vin cei mai mulți români din străinătate acasă, astfel încât în acel interval de 2 săptămâni, o lună, probabil luna august, înțelegem noi că este vârf de sarcină, să putem să prelungim programul tuturor instituțiilor care eliberează acte pentru diaspora românească. Să fie mult mai lung programul, să fie mult mai ușor de elaborat și de eliberat aceste acte și cred eu că un al treilea lucru, și cu asta voi încheia, un al treilea lucru pe care am reușit să-l facem anul acesta a fost să dăm o rezoluție în cadrul partidului prin care toate filialele să aibă libertatea să își aducă pe listele de locale, inclusiv români din diaspora. Și sunt câteva județe, cel puțin la Arad, știu acum că avem deja 3 români din diaspora care s-au oferit să candideze pe listele noastre. M-aș bucura tare mult dacă cei care ne urmăresc și știu că vor să participe la aceste alegeri locale și au îndeplinesc condițiile legale, ar lua legătura cu noi pentru a putea să întărim rândurile acestui partid pe care, desigur, eu îl iubesc în calitate de conducător, dar sunt convinsă că este un sentiment care aparține mai multor români, indiferent că sunt în țară sau în diaspora. Interesant că ați făcut această afirmație, pentru că numai ieri a venit cineva și mi-a șoptit la ureche că este interesat să afle mai multe informații exact despre această temă. Care ar fi criteriile pentru cei interesați să poată ajunge pe listele dumneavoastră? În afară de cele legale pe care le știți, că trebuie să aibă domiciliu în țară, trebuie să aibă cetățenie română, trebuie să aibă vârsta pe care legea o solicită, noi avem un decalog pe care presa din România l-a intitulat Decalogul Integrității. Sunt 10 puncte, dar care în linii mari prevăd faptul că acea persoană nu are niciun fel de problemă din punct de vedere penal,
că stă bine la capitolul integritate, vorbesc de conflicte de interese, de incompatibilități, nu are contracte cu instituția publică pentru care va candida, nu are probleme cu plagiatul, nepotism și așa mai departe. Sunt niște lucruri care au aparținut agendei celor care au protestat anul trecut în cazul colectiv, dar sunt puncte care aparțin societății românești. Este un proces amplu în derulare în România și cred că e un lucru bun pe care trebuie să-l încurajăm cu toții, anume acela că clasa politică din România încearcă să se schimbe. Avem nevoie de sprijin din afară pentru că altfel va fi foarte greu să întreții un proces care e destul de greu, să nu ne imaginăm că o clasă politică înțepenită de 25 de ani poate fi schimbată, împrospătată cu resurse doar din partid. Nu, resursele trebuie să vină și din afară și din rândul 2, 3, 5 al partidului, dar trebuie să integrăm mult mai bine femeile în politica românească. În momentul acesta avem doar 11% femei politician în Parlament, în condițiile în care populația românească, femeile din România reprezintă 52%, nu avem tineri, decât foarte puțini, nu înseamnă că tinerețea e un cec în alb, dar ai nevoie și de oameni fără bagaj politic, diaspora iarăși a fost o categorie ținută la ușile politicii și toți la oaltă sper eu să dăm semnalul că în România drumurile merg în direcția corectă. Sperăm de foarte mult timp acest lucru și credem că odată vom ajunge acolo. Politica externă, unde domnul Benoni Ardelean este implicat în această comisie, în Senat, avea câteva informații despre modul în care decurg lucrurile în ceea ce privește politica externă din Senat. Sunt diverse componente foarte esențiale pe care trebuie să le amintesc aici. Bineînțeles, așa cum toți știm, avem câteva lucruri fierbinți alături de România care astăzi se întâmplă în jurul nostru și aici vorbim despre Ucraina și războiul care este acolo, vorbim despre plasarea diverselor echipamente militare în zona României, pe lângă scutul de la Deveselu, în Marea Neagră și în alte locuri foarte apropiate, sunt mutări de forță foarte importante. De asemenea, avem discuțiile vis-a-vis de procesul acesta de imigrație, care este încă o chestiune care este în dezbaterea publică internațională. Și, de asemenea, în acest context, cred că este foarte important să vorbim despre România, care reprezintă în momentul acesta un parteneriat de foarte mare încredere pentru Statele Unite. Practic, pe zona estică, Polonia și România au fost țările care au jucat un rol foarte important în acest parteneriat. Acum, datorită schimbărilor politice din Polonia, se pare că România a rămas partenerul de încredere sau de cea mai mare încredere pentru America. Și este extrem de important ca acest parteneriat să fie dezvoltat în continuare. De aceea și vizita doamnei președinte în America este în această direcție. Și cred că este important să înțelegem că componenta diasporei românești este de asemenea în atenția Partidului Național Liberal. Am spus lucrul acesta nu datorită neapărat voturilor pe care diaspora le poate produce și genera, pentru că vreau să vă dau niște cifre. În primul tur au fost 1,2% care au venit din partea diasporei. În turul al doilea, cu toate eforturile masive care le-ați făcut în diaspora și cozile imense și mai departe, au fost 3,6%. Dar datorită impactului pe care dumneavoastră l-aveți în România, într-un mod direct. Și dacă bine țineți minte acel proiect inițiat de Partidul Național Liberal cu Sună-ți Mama, care a fost extrem de faimos și care a generat, dacă vreți, o efervescență puternică și în rândul electoratului românesc și a reușit să aducă peste 2 milioane la vot în turul al doilea, lucrul acesta a demonstrat că potențialul de influență a diasporei în România este unul extrem de mare. Și aici nu mă refer doar în momente electorale, ci mă refer și în momentul în care avem nevoie de expertiză și experiență, oameni care au fost instruiți, care au fost formatați ca și buni lideri în diverse zone de, și sfere de lucru, aceștia pot să aducă pentru România, din experiența și expertiza lor, un plus de valoare în România astăzi. Și cred că pe acest reset politic
de care beneficiem astăzi în spectru politic, despre care vorbea doamna președintă, exact pe acest reset politic avem nevoie de foarte multă experiență și expertiză pe care o putem aduce din diaspora românească. Și întotdeauna am spus celor care stau aici și care probabil nu se mai gândesc că probabil se vor întoarce în România vreodată, că aportul lor poate să fie unul extrem de important chiar și de aici. Și bineînțeles că ne dorim ca mulți să întoarcă acasă, să aducă acolo investiții, să aducă idei, să aducă viziune și să le implementeze la sfera și la gradul de influență la care pot să facă lucrul acesta în România. Eu cred că este extrem de important să înțelegem că doar unindu-ne forțele, și avem exemple de genul acesta, turul 2, și turul 1, dar turul 2 a prezidențialului a fost un astfel de model, într-o astfel de unitate putem să influențăm și să schimbăm ceva. Diversele alte lucruri care s-au întâmplat pe scena politică ne-au demonstrat lucrul acesta. Știm foarte bine că diverse alte comunități naționale în America schimbă lucrurile chiar în politica americană. Vin înaintea congresmenilor lor și a senatorilor și le cer anumite chestiuni. Și eu cred că comunitatea românească a ajuns astăzi la acest nivel și pot să facă lucrul acesta. Probabil ca niciodată înainte. Pentru că nu doar emoția generată de anumite mișcări și seisme politice, dar și gradul nostru de maturitate democratică ne învață că această unitate ne poate duce, ne poate aduce un beneficiu în plan politic. Nu știu dacă ați remarcat, dar românii stabiliți în străinătate au parcă un sentiment aparte pentru România. Ei simt altfel. Au o emoție diferită. Cei care sunt acolo, probabil că fiind acolo zi de zi, parcă nu simt ca și noi. Avem un sentiment deosebit. Și au fost oameni de suflet care au vrut să se implice în România și au mers cu speranțe să se implice în diverse domenii, în afaceri, în investiții, poate chiar și în alte domenii. Și, din păcate, au venit foarte mulți dezamăgiți, pentru că n-au avut sprijinul legislativ, au avut tot felul de piedici din cauza birocrației, n-au reușit să demareze afacerile respective sau chiar au pierdut. Ați putea ca și partid să ne dați o idee care este dorința dumneavoastră sau posibilitățile dumneavoastră ca și partid să dezvoltați aceste relații cu românii din străinătate și mai ales din domeniul afacerilor? În primul rând vreau să le transmit că nu e o rețetă generală aceasta insuccesului celor care vin înapoi în România. Sunt exemple de bune practici de cetățeni români care au plecat și au locuit ani buni în țări, în străinătate și care odată întorși în România au putut să dea țării mare parte din experiența acumulată în afară și nu doar unul, nu sunt doar câteva exemple, sunt foarte multe exemple de cel puțin prieteni de-ai mei care au venit în țară și au adus plus valoare în comunitățile în care s-au întors. Sunt și cazuri, așa cum spuneți dumneavoastră, de români care s-au izbit de birocrația din România, s-au izbit de salariile proaste din România, s-au izbit de lipsa de etică în afaceri, dar să știți că lucrurile acestea le găsim peste tot, nu doar în România. Ce trebuie să facem este să încercăm să reformăm inclusiv administrația publică, pentru că, vedeți dumneavoastră, sistemul privat din România este cel care ține tot aparatul public. Avem un sistem privat care suportă toate costurile unor acte populiste ale unui eventual guvern sau altuia. Ce trebuie să facă Partidul Național Liberal și este asumat prin programul de guvernare, dar ar trebui să facă orice partid care vine la guvernare, este în primul rând să facă o reevaluare a administrației din România pe criterii de performanță. Dacian Cioloș, care este acum primul ministru al Guvernului României, pe care Partidul Național Liberal îl susține, pe care îl dorim un guvern performant, evident, a promis că va ieși în foarte scurt timp cu acest proiect de evaluare a tuturor din administrația românească. Ca să poți să ajungi la niște salarii decente în administrația din România,
ceea ce e un deziderat perfect normal, ca oamenii ăia să fie motivați să lucreze în interesul statului, să nu mai fie tentați să săvârșească acte de corupție. Trebuie să-i remunerezi, să-i salariezi așa cum trebuie. Dar ca să le dai salarii așa cum trebuie, trebuie să faci acea evaluare. Pentru că unii îndeplinesc criterii de performanță, alții nu au ce să caute în aparatul din administrația românească. Dacă ai rezolvat partea administrativă și ai venit și cu legea salarizării în domeniul bugetar, care să echilibreze, să pună într-o anumită grilă toate categoriile de bugetari, astfel încât să existe o echitate în sistemul bugetar, ai mai rezolvat un punct. Dar cea mai mare provocare pe care România o are, să știți că a rezolvat-o într-o mare parte, anume ideea de stabilitate. În general, oamenii de afaceri spun: nu venim în regiune, nu venim în România să investim, pentru că nu este o zonă stabilă. Vă asigur, așa cum spunea domnul senator, că este insula de stabilitate din toată regiunea. Nu există acea emoție că România n-ar fi o regiune, o zonă stabilă. Doi, este un sistem fiscal, spunem noi, în linii mari, predictibil. Nu se mai pune problema să vii să investești, să-ți faci un plan de afaceri care să trebuiască să suporte modificări, ajustări de la un an la altul din cauza schimbării sistemului fiscal. 3. Putem vorbi și sunt, credeți-mă, un lider politic responsabil. Putem vorbi despre stat de drept în România, fără niciun fel de ezitare, pentru că rezultatele luptei anticorupție din ultimii ani au dat rezultate apreciate nu doar de Uniunea Europeană, să nu uităm că raportul pe mecanismul de cooperare și verificare pe justiție, eliberat acum 2 zile, făcut public, arată performanțele noastre în sistemul judiciar, dar lucrurile acestea se observă de toți partenerii, că sunt NATO, că vorbim de Uniunea Europeană, altfel n-ar da garanțiile și n-ar veni cu laude la adresa statului român. Și acum vorbim despre stabilitate, predictibilitate, stat de drept în România. Dacă aceste criterii, premize, sunt rezolvate, trebuie să vorbim și de facilități fiscale pentru cei care vin să investească în România. Evident că depinde de politica unui stat. Niciodată socialiștii în România n-au făcut facilități fiscale pentru investitori, pentru că ei au dorit un stat centralizat. Iar liberalii, evident că ceea ce și-au dorit a fost să reducă taxe și impozite, să asigure facilități fiscale. Nu uitați că noi în 2004, când am ajuns la guvernare, am impus acea cotă unică ce rezistă și astăzi de 16%, cota unică de impozitare în România. Programul de guvernare pe care îl avem acum prevede 2 lucruri simple. Taxele să ajungă la procentul de 16%, atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Ca atare, o scădere a poverii fiscale în România, în acest moment, ar asigura acea gură de oxigen de care și mediul de afaceri are nevoie și orice român care, chiar dacă nu este om de afaceri, lucrează în afara țării, ar putea să se întoarcă în România. Mai rămâne să ne gândim la pârghile prin care realmente să creștem locurile de muncă și atunci credeți-mă că cei peste 4 milioane de români plecați, care pe unde și-au găsit o soartă mai bună, ar găsi un motiv să se uite la România, nu doar cu dor și jind, ci și cu pragmatismul dorinței de a se întoarce înapoi. La familii, la neamuri, la locurile unde au copilărit și așa mai departe, știind că pot să-și facă un trai decent și acolo. Și în final vreau să vă spun că mă gândesc cu foarte multă atenție la diaspora românească, inclusiv din perspectiva demografică. România în acest moment se află, așa cum se află cam toate statele din Europa, într-un declin demografic. Trebuie stopat acest declin. Avem o populație îmbătrânită și acest lucru nu e în regulă. Peste ani și ani nu vom mai putea să ținem echilibru la bugetul de pensie al României, nu vom mai putea să avem forță de muncă activă. De ce? Pentru că nu investești în generația tânără. Anul trecut am reușit foarte greu să dublăm alocațiile pentru copii. Proiectul nostru e să le ducem și mai mult anul viitor.
Dar dacă nu vom corela niște măsuri, ca dublatul alocațiilor pentru copii, ca proiectul școală după școală, ca joburi flexibile pentru cei care au copii sub 3 ani, ca proiecte pentru a facilita obținerea de locuință pentru familii active care au un număr de copii sub 10 ani. Nu vom merge în direcția corectă. Sper că lumea, știți, lumea se uită în general la pensii speciale, se uită la salarii, se uită la locuri de muncă. Nu ne uităm și la proiecte care pot să însemne un semnal de alarmă pe următorii 20 de ani, gen demografie. Va trebui să fim foarte atenți la capitolul acesta. Vă mulțumesc. Înainte să concluzionăm acest segment, aș vrea să vă cer o declarație publică, o opinie, o perspectivă cu privire la situația din Norvegia. Domnul Benoni a fost acolo, a văzut împreună cu delegația care au încercat să se implice în acest domeniu. Aș vrea perspectiva dumneavoastră cu privire la situația din Norvegia, în special a familiei Bodnariu. Domnul Ardelan a fost unul dintre cei mai implicați parlamentari în această cauză a familiei Bodnariu și a fost unul dintre parlamentarii care a tras atenția conducerii partidului în prima secundă că acolo este o problemă și că trebuie făcut ceva. Și mă bucur că mulți colegi din Partidul Național Liberal, din Cameră și din Senat, au mers în Norvegia la fața locului să vorbească cu autoritățile, să vadă despre ce e vorba. În România, să știți că s-a luat atitudine și mă bucur că avem multe capitole unde ne trezim cu reacții întârziate și de multe ori greșim. Acesta a fost unul din cazurile în care toate autoritățile din România au luat atitudine. Și guvernul României, și președinția României, și partidele politice. Și s-a cerut, fără să intervenim în anchetă, fără să ne implicăm în mod direct în problemele care țin de suveranitatea unui stat, s-a cerut foarte clar o procedură transparentă, o procedură care să asigure participarea tuturor părților, astfel încât să avem garanția că cetățenii noștri, vorbim de cetățeni români, sunt așa cum trebuie reprezentați și beneficiază de toate drepturile de care orice cetățean român beneficiază. Nu pot să vă răspund acum sau să vă dau un pronostic cum se va finaliza această anchetă care este în derulare. Dar apelul nostru este unul general. Faceți în așa fel încât să nu mai existe această senzație de abuz. Faceți procedura transparentă, astfel încât cetățenii noștri să știm că sunt în mod corect apărați conform drepturilor pe care le avem. Și în rest, detalii, sunt sigură că de la fața locului, domnul senator poate să ne dea mult mai multe decât știm noi din România. Aș vrea să consacrăm un segment pe această temă, că am vrea să știm cum ați experimentat acolo, dar nu vom face acum. Vom lua o pauză, după care vom reveni și vom continua discuția și cu alți invitați. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Rămâneți că vom reveni. Am revenit în studio și împreună cu mine se află domnul Lucian Isar, fost ministru delegat pentru mediul de afaceri din România. Bine ați venit! Bună ziua! Ce se mai aude în ceea ce privește domeniul de afaceri din țară? S-a schimbat ceva de când s-a schimbat politica românească? Ultima perioadă este foarte interesantă pentru România și mai toți românii care sunt în Statele Unite ar trebui să se reuite la posibilități de investiții în România. De ce? Nu doar că avem un guvern tehnocrat, dar în ultima perioadă se resetează regulile capitalismului în România. După cum știe toată lumea care activează în Statele Unite, capitalismul în ultimii 26 de ani a fost pus pe niște baze realizate de fosta echipă a președintelui Iliescu în anii 90-92. România era un stat și încă mai este un stat capturat,
Dar în ultima perioadă, prin intromisiunea diferitelor entități ale statului, are posibilitatea să restabilească regulile pe care se face economie de piață și se realizează tranzacțiile în România. Există o serie de reforme la nivel de legislație, există o serie de strategii care vor fi modificate în perioada următoare, de la strategia energetică, care este o prioritate pentru România, până la politici industriale. Din această perspectivă, investitorii vor avea câteva ancore, astfel încât să știe unde anume vor fi susținuți de către statul român. Mai mult, sunt în dezvoltare câțiva poli de creștere. Unul dintre cei mai mari se află în Cluj, se numește Cluj Innovation City. Este o dezvoltare urbană pe 4 axe. IT, tehnologie legată de medicină, tehnologie legată de noi dezvoltări în agricultură și respectiv de energie. O altă dezvoltare, dar este oarecum nișată, este în Brașov. Se construiește o vale de aeronautică și mecatronică. Din această perspectivă, datele pe care le aveau investitorii pre-criza din România, respectiv din perioada imediat după criză, nu mai sunt neapărat de actualitate. În ceea ce privește birocrația și modul în care se derulează o investiție în România, s-au făcut schimbări sau se fac schimbări? Aceste demersuri făcute în ultimii ani au modificat mult modul în care se participă la licitații, în modul în care se realizează o licitație, atât în partea privată, precum și în partea publică. Există întârzieri în demararea diferitelor contracte, dar în ciuda modului în care prezintă presa sau unii detractori, întârzierile sunt legate de practicile diferitelor parchete. Nu, realitatea este mult mai prozaică și mai interesantă și în interesul potențialilor investitori. În ce sens? Până acum, la licitații participau doar firmele de casă. Cine trebuia să câștige se cunoștea înainte. Prin urmare, întregul proces era relativ scurt. Comisiile de licitație știau ce trebuie să vadă în dosarele respective și cine trebuie să câștige. Acum, în anumite orașe, în care au fost mai multe cazuri de rezonanță publică, apar la licitații 6, 7, 8 firme. Comisiile de licitație sunt deja surprinse să vadă soluții noi de dezvoltare, să trebuiască să facă analiza diferitelor companii de care nu auziseră până în momentul respectiv. Ăsta este motivul real pentru care o mare parte dintre licitații durează mai mult decât durau înainte. Pentru investitorul mediu, să spunem, există un domeniu în care dumneavoastră considerați că ar merita investit în România? Cred că cel mai lucrativ e cel legat de tehnici IT sau zonele de contact legate de IT. Medicină cu influențe IT. Acolo eu văd că sunt cele mai multe investiții de sume relativ reduse, adică în zona medie de investiții. Investițiile mari se realizează în zona energetică, dar nu sunt neapărat de interes pentru persoane private. Care este stabilitatea economică acum în România? Din punct de vedere macroeconomic, România excelează. Se și comentează în România că macroeconomic stăm extraordinar, microeconomic stăm mai prost. Vom avea cu siguranță o creștere economică de peste 4% în 2015, când se vor comunica datele oficiale. 2016 are suficientă inerție încât să crească România cu peste 4%. Problema majoră este că până acum, în ultimii 3 ani, investițiile statului au fost foarte reduse.
de frica DNA-ului. Din alte considerente, statul român nu a investit. Proiectele de infrastructură au fost întârziate și, prin urmare, această creștere este bazată pe câteva motoare care pot fi stopate în condițiile unei crize globale. Unul dintre motoarele de care știe toată lumea sunt, desigur, exporturile din industria automobile. Din această perspectivă, în 2016, din ce văd eu, interesul pentru promovarea finanțelor europene și a celor de la stat este exact în direcția diversificării motoarelor de creștere. În 2016 există un boom pe partea de consum privat, pentru că nou cod fiscal a lăsat în economie circa 6 miliarde de euro în plus față de 2015 și din această perspectivă 2016 stă foarte bine. Din punct de vedere deficit bugetar, dacă vă uitați pe datele de sfârșit de an, România a închis la 1,47% din PIB deficit, reușind performanța, între ghilimele, să consume în decembrie circa 3% din PIB. România este ușor atipică, neavând un control foarte bun asupra cheltuielilor. Preferă să nu cheltuiască în timpul anului și să cheltuiască foarte mult în decembrie. Acest lucru produce tensiune și probleme de lichiditate pe majoritatea antreprenorilor ce operează în România. Ca și bancher, puteți să ne spuneți care sunt criteriile pentru a obține credite pentru oamenii de afaceri în România? Diferă de la bancă la bancă. Privatizarea sistemului bancar în România a avut o viziune ușor greșită din perspectiva intereselor României. În România nu mai există decât două bănci de stat, CEC Bank și Exim Bank. Exim Bank este o bancă cu un specific, e o bancă de nișă. Celelalte bănci sunt deținute de trusturi bancare aparținând altor țări și, prin urmare, decizia lor de a se extinde sau de a finanța antreprenorii din România nu ține neapărat de interesul statului român sau de interesul antreprenorilor români. Acest lucru face ca anumite condiții de acordare a creditului pentru antreprenorii români să fie ușor diferite de cele la care au acces antreprenorii străini sau cei care vin să investească în România din țările care au bănci în România. Ca să nu vă spun doar generalități, e mai ușor să spunem dacă ești o firmă din Olanda care vrei să investești în prelucrarea metalelor în Galați decât dacă ești o firmă românească care vrea să facă același lucru tot în Galați. Nu găsești finanțare pentru această industrie de la băncile ce operează în Galați. Există două proiecte majore susținute în acest moment de opoziție pentru dezvoltarea arhitecturii financiare în România și prevăd înființarea unei bănci de dezvoltare și investiție. Pentru că, după cum ați văzut, sunt foarte multe proiecte în România, de la autostrăzi până la parcuri industriale, care nu au acces, nu neapărat la finanțare, dar la know-how din spatele unei finanțări pe proiect. Această bancă este menită, există și în alte țări europene, deci nu inventează România nimic, este menită să faciliteze investiția legată de proiecte. A doua inițiativă este realizarea unei bănci pentru IMM-uri. O bancă pentru IMM-uri, dintr-o dată, ar facilita accesul antreprenorilor români la finanțări, similar cum au antreprenorii din alte țări. Cu acest gând ne oprim aici. Vă mulțumim pentru vizita la Chicago. În concluzie, spuneți-ne, ați mai fost la Chicago? Eu am făcut Chicago Business School. Da, exact. Mi-amintesc că am citit acest aspect. Ați cunoscut comunitatea românească atunci și cum este acum? Ați văzut vreo diferență? Nu foarte mult. Nu am avut acces foarte mult la comunitatea românească din Chicago. Am conectat mai mult cu colegii în perioada respectivă. Acum am început să cunosc mai mult o parte mai mare din comunitatea românească din Chicago. Văd că este foarte mare. Bine, vă mulțumim și sperăm să ne mai vedem în comunitate.
Succes în continuare pentru Veți Călători. Mulțumesc. Rămâneți cu noi în segmentul următor. Vom avea împreună cu noi pe domnul deputat Mircea Lubanovici, pastorul Cristian Ionescu și senatorul Benoni Ardelean și vom discuta despre cazul familiei Botnariu. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și, așa cum am menționat, împreună cu noi se află deputatul Mircea Lubanovici pe diaspora, domnul pastor Cristian Ionescu de la Biserica Elim din Chicago și domnul senator Benoni Ardelean. În acest segment ne propunem să discutăm despre situația din Norvegia, în special despre familia Botnariu. Aș vrea să întreb pe reprezentanții care au fost la fața locului și au văzut pe domnul Mircea Lubanovici și pe domnul Benoni Ardelean. Cum ați găsit această familie în special, pentru că ne preocupă starea lor emoțională și spirituală, și apoi cum ați fost primiți de norvegieni? Domnul Mircea Lubanovici. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru oportunitatea care ne oferiți de a adresa câteva cuvinte. Într-adevăr, am luat la cunoștință de acest caz undeva la sfârșitul lunii noiembrie și în data de 8 decembrie la Comisia pentru Românii din afara granițelor țării am avut o audiere cu reprezentanții familiei, reprezentanții Ministerului de Externe și reprezentanți de la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului. Plecarea noastră în Norvegia a fost autorizată de reprezentanții comisiei și personal am ajuns în Norvegia și mi-am propus 3 obiective. În primul rând am vrut să văd la fața locului și să cunosc situația familiei la ei acasă, situația cum se prezintă la fața locului. În al doilea rând, am dorit să aflu legislația Norvegiei în ce privește protecția copilului și să cunosc exact care sunt procedeele acestei organizații Barnevernet. Și al treilea obiectiv pe care mi l-am asumat a fost, eu cred în medicina preventivă. Și pentru că s-a creat în jurul lumii s-a creat o situație tensionată, mi-am propus ca împreună cu membrii comisiei să găsesc unele metode de a preveni ca asemenea cazuri să se mai întâmple. Ajungând în Norvegia, am avut o întâlnire cu guvernatorul orașului unde locuiește familia Botnariu. Am avut întâlnire cu reprezentanții acestei organizații care se ocupă de protecția copilului, precum și cu reprezentanții autorităților locale. Am discutat vreo 3 ore și jumătate. Situația în general, ne-a fost prezentată legislația lor și procedeele prin care această organizație sau pe care această organizație le folosește și în tangențial doar așa ne-au informat cum s-a întâmplat și în cazul familiei Botnariu. Cum se simt acești oameni care deja acum au suferit, pot să spun așa, mai bine de 3 luni de zile fără copiii lor? Cum se simt ei, domnul Benoni? Vreau să vă salut și eu și să exprim mulțumirea că ne-ați invitat. Pentru mine, ca unul care fac diplomație de mai mulți ani și că în calitatea pe care o am și de vicepreședinte a Partidului Național Liberal și de președinte a Comisiei de Politică Externă pe Partidul Național Liberal, am avut o grea sarcină
Probabil că a fost una dintre cele mai complicate delegații parlamentare la care am participat, datorită încărcăturii emotive, dar și psihologice și presiunii foarte mari pe acest subiect. Credeți-mă că după câteva zile de stat acolo am venit extrem de obosit, iar după aceea am avut alte câteva bătălii care le-am dus pe Consiliul Europei și apoi am venit direct încoace. Datorită faptului că acest caz nu este un caz care să încadreze, dacă vreți, într-un tipar foarte uzual de negocieri importante, dar pe care să le poți privi cu foarte multă detașare. Probabil și datorită experienței pe care noi românii am avut-o, perioada comunistă și a diverselor chestiuni care într-un fel sunt foarte similare cu ceea ce se întâmplă acolo. Și tocmai de aceea am precizat încă de la început că avem de a face cu un caz care se încadrează într-un tipic extrem de fidel pe ceea ce înseamnă libertatea religioasă. Și aici am punctat deseori câteva aspecte. Au existat discuții între copii și școală vis-a-vis de această chestiune a credinței. Au existat discuții între părinți și profesori vis-a-vis de această chestiune. Denunțul principal de la care a început acest proces a Barnevernetului a înscris această declarație că această familie este o familie masiv creștină, traduc literar din norvegiană, că suspiciunea și acuza principală pornea tocmai de la îndoctrinare creștină abuzivă și că părinții, unchii, bunicii, toți sunt oameni care cred în pedeapsă și în păcat și datorită acestor aspecte există, dacă vreți, o legătură directă cu modul în care aceștia sunt crești copiii. Mai mult decât atâta, de-a lungul anchetei, în momentul în care ancheta a început atât la poliție cât și la această agenție, echipurile independente, și o să revin asupra acestei chestiuni, totul, din când în când, s-a rezumat la cele întrebări care țineau de zona de credință, de zona de religie. Ceea ce pentru mine este foarte clar că Norvegia, chiar dacă nu putem vorbi în genere de o persecuție religioasă, cum nu putem vorbi nici în România, nici în America, lucruri se întâmplă și în America, lucruri se întâmplă și în România și iată și în Norvegia. Din când în când, cazuri izolate, dar extrem de importante, care ne fac să fim în zona libertății religioase foarte vigilenți. Și vigilența aceasta este, dacă vreți, ceea ce ne menține mintea și conștiința trează, tocmai pentru a putea să le reclamăm în timp aceste chestiuni care sunt greu de instrumentat într-un proces. Dacă țineți foarte bine minte, mai ales care a trăit mai mult decât mine în România, perioada comunistă, niciunul dintre procesele de natură religioasă nu aveau în substratul acuzațiilor și în acuzațiile respective nimic care să fi fost legat de religie. Ci erau chestiuni care țineau de ordinea în stat, de o rânduire socialistă care era împotriva unor chestiuni pe care acești indivizi dă. Ei, cam așa ceva iese și în cazul acesta. Cu toate astea, ca și senatura României, pot să vă spun următorul lucru, că avem în primul rând o datorie de Constituție, dată de Constituția țării. Sunt cetățeni români, avem 5 copii plus tatăl care sunt cetățeni români. Și este datoria noastră ca acolo unde sunt cetățeni români, indiferent de stat, să intervenim în așa fel încât drepturile și libertățile de care trebuie să bucure orice cetățean român să fie respectate și garantate. Doi, este o datorie morală. Pentru că mama Ruth a făcut ceva foarte frumos pentru România. A venit în țara noastră să lucreze cu copii abandonați, cu copiii străzii, să ajute România și dacă vreți, vis-a-vis de mamă, de Ruth, avem o datorie morală. Și este important pentru noi ca să ne facem datoria și să putem să arătăm la rândul nostru sprijin pentru această femeie care nu poate nimeni să ne explice că după ce a venit să îngrijească de copii abandonați ai străzii oameni, ai nimănui, dacă vreți, acum ar putea să facă ceva împotriva propriilor lor copii. Prima întâlnire pe care ambasadoarea Norvegiei a avut-o a fost cu noi la Comisia de Politică Externă. Și împreună cu colegul meu, Titus Corlățean,
i-am dat câteva argumente, printre care am arătat poza familiei și am spus, uite la poza asta. Ți se pare că acești părinți sunt părinți abuzatori, că acești copii sunt abuzați într-un fel sau altul? Ți se pare că familia asta suferă de fobii, de chestiuni de care voi acuzați într-un mod oficial, prin acte oficiale, această familie? Este imposibil de crezut că astăzi, în 2016, astfel de lucruri se mai pot întâmpla într-o Europa care se vrea foarte democratică și care să respecte rigoarea legii. Dar cred că această rigoare a legii, care scoți din ea spiritul ei, poate să producă atrocități și lucrul acesta ne îngrijorează. Am înțeles foarte bine prezentarea dumneavoastră și totuși n-ați răspuns la întrebarea mea. Cum se simt acești oameni? Care este starea lor emoțională, spirituală? Am stat doar jumătate de oră acolo, în familie, pentru că timpul a fost foarte scurt, programul a fost foarte încărcat. E greu de descris starea de spirit, dar aș dori un singur lucru să spun. Aș dori ca toți aceia care astăzi mai au încă așa zise dubii sau mai critică pe aici pe acolo și încearcă să ne explice nouă cum ar trebui să fie lucrurile, să meargă un jumătate de oră acolo, să meargă 10 minute în familia respectivă și să înțeleagă spiritul. Eu nu am fost acolo, dar simt pentru ei o compasiune, simt pentru ei, mi-e greu de imaginat cum un părinte poate fi detașat de copiilor mici, un bebeluș de 3, acum 4 luni de zile și să fie confortabil. E de necrezut, aș fi vrut să... Pot să spun ceva. Vă rog. Vorbesc de 3-4 ori pe săptămână cu Marius și cu Rut. Și de fiecare dată încerc să vorbesc eu mai mult, să-i încurajez, pentru că uneori ei nu pot vorbi. Datorită emoțiilor? Datorită unei permanente stări de explozie emoțională lăuntrică. Când e foarte greu să vorbești despre starea ta atunci când ești plin de frustrare, cum să nu fii frustrat când ești fără copiii tăi, 5 la număr ți-au fost luați, cum să nu fii frustrat atunci când nu vezi lumina de la capătul tunelului, mai mult decât atât, este o dragoste care se transformă în disperare. Noi ne place literatura și ne plac dramele. Vreau să vă spun că trăim aici mai mult decât o dramă, o tragedie sentimentală, emoțională în această familie. Vreau să vă spun că acești părinți trăiesc într-un permanent regim de teroare. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl rostesc sau pe care nu îl rostesc, fiecare emoție pe care și-o manifestă sau nu și-o manifestă, fiecare gest, fiecare privire sunt interpretate împotriva lor. Vreau să vă spun că oamenii aceștia sunt într-un permanent regim de teroare știind că prin tot ceea ce se face în jurul lor, cu știrea lor sau fără voința lor, afectează într-un fel sau altul relația lor cu acest sistem răzbunător. Vreau să vă spun că în repetate rânduri, în discuțiile pe care le au cu reprezentanții acestui sistem, simt răsuflarea lor rece și ideea că prin acțiunile lor de părinți disperați atrag niște consecințe. Un stat nu are dreptul la asemenea sentimente răzbunătoare. Un stat, o agenție, o instituție de stat nu își poate permite și nu are dreptul să trateze un caz în mod vendetist. Dacă îmi dați voie, eu vreau să răspund și eu la această întrebare, dar nu din calitatea mea de demnitar al statului român, ci de părinte, de tată a 5 copii. Vreau să menționez că această delegație pentru mine a fost cea mai emoționantă, cea mai tensionată și cea mai sensibilă delegație la care am participat vreodată. Când am ajuns la familia Bondariu, când am intrat în dormitoarele copiilor și când am văzut lucrușoarele lor, jucării, hăinuțe, când
mi-am adus aminte că și eu acasă am 5 copii și m-am pus în situația acestei familii. Vă spun că a fost un sentiment care m-a marcat și care va rămâne cu mine pentru foarte multă vreme. Un alt aspect care aș vrea să menționez, s-a vehiculat în presă de foarte multe ori că Barnevernet este o organizație care de fapt nimeni n-are autoritate asupra ei și ei au legislația lor proprie și după care se ghidează. Din 1990 încoace, drepturile familiei, drepturile omului și drepturile copilului nu mai pot să fie doar a unei organizații. Sunt reguli, sunt legi internaționale la care atât România cât și Norvegia au aderat și au semnat. Un alt aspect care vreau să-l menționez aici, noi chiar din prezentarea lor am avut sentimentul că în cazul acestei familii s-au produs câteva erori chiar din programul lor, din legislația lor. S-au produs foarte multe erori. Dar primul aspect care mi-a atras atenția a fost faptul că ei în prezentarea lor ne-au spus că în momentul în care primesc o solicitare sau primesc un denunț la asupra unei familii, timp de 6 săptămâni ei stau de vorbă cu familia, consiliază părinții și după 6 săptămâni fac o decizie. Ceea ce în cazul acestei familii nu s-a întâmplat. Vreau să vă spun că pentru noi, ca parlamentari ai României, ca demnitari ai statului român, este foarte important și aspectul, cum spuneam în deschidere, în aspectul prevenției. De aceea doresc cu Ministerul de Externe și cu membrii comisiei al cărei președinte sunt, Comisiei pentru Românii din afara granițelor țării, să elaborăm un program pentru toți românii care doresc pe viitor să locuiască în Norvegia, să poată să fie informați. Trebuie să recunoaștem că este o situație foarte, foarte sensibilă, întrucât statul român are relații foarte bune cu statul norvegian. În Norvegia trăiesc aproximativ 11.000 de români, dar trebuie să vedem și aspectul respectării drepturilor omului în această țară și în special a cetățenilor români, pentru că noi suntem obligați de Constituție. Este o situație sensibilă și noi toți ne dorim să vedem această situație rezolvată. În întâlnirile noastre, atât cu reprezentanții locali unde locuiește familia Bodnariu, cât și cu parlamentarii norvegieni, noi am prezentat aspectul situației foarte clar. S-a creat în jurul lumii o tensiune între statul român și statul norvegian, de care nu beneficiază nimeni, nici statul norvegian, nici statul român. Dar eu sunt membru al comunității românești de peste 30 de ani, comunității românești din diaspora, și vreau să menționez și mă opresc aici, nu am văzut niciodată în acești 30 de ani de când sunt membru comunității românești din diaspora o determinare și o unitate mai mare la comunitățile noastre de români, ceea ce ne bucură într-un fel și fiecare dorim să vedem situația aceasta rezolvată, pentru că, așa cum am menționat, nimeni nu beneficiază de această tensiune creată. Dovadă că la Washington DC s-au adunat în jur de 1000 de români. Pastor Cristian Ionescu a fost coordonatorul acelui eveniment și aș vrea să vă întreb, domnule pastor, pe viitor, ce planuri mai sunt în ceea ce privește sprijinul pentru această familie și să nu uităm că nu este singura care suferă de aceste abuzuri. Trebuie înțeles din start că acest caz nu va fi câștigat doar pe un palier, ci pe o acțiune comună și concertată la toate nivelurile pe care se poate aplica presiune asupra statului norvegian, asupra instituției Barnevernet. În prima fază, atunci când a apărut cazul, am știut, cred că la câteva ore după ce copiii au fost luați, am primit un mesaj telefonic. Avem în comunitatea din Chicago rude foarte apropiate de prim grad a familiei Bodnariu, plus că eu mă cunosc cu ei din România.
În primă fază am așteptat să vedem cum va decurge cazul legal la fața locului. Când am aflat că din punct de vedere legal Barnevernetul este stat în stat, când am aflat lipsa totală de transparență pe care ei o profesează cu mândrie referitor la cazurile lor, când ne-am documentat și am aflat ce s-a întâmplat în cazuri similare și câte încălcări grosolane ale dreptului omului au loc în Norvegia pe direcția acestei agenții de așa zisă protecție a copilului, ne-am dat seama că lucrurile nu pot rămâne doar la nivel legal, mai ales că avocații trebuiau să facă parte din sistem, dintr-un sistem aprobat de statul norvegian, acceptat de Barnevernet. Cu alte cuvinte, îl trimiteam pe lup să apere oile. Din start ne-am dat seama că trebuie să evadăm din spațiul acela. Ne-am dat seama că în spațiul diplomatic și politic e nevoie de dovezi, pentru că un politician și domnii parlamentari vor fi de acord cu mine, nu-și pot pune cariera, nu-și pot pune reputația, nu-și pot pune garantul lor pe un caz pe care nu l-au studiat. Și mi se pare o chestiune de bun simț. Nenorocirea e alta. Noi nu puteam intra în posesia documentelor pentru că era un alt caz penal împotriva familiei dacă ei dădeau pe față documentele oficiale Barnevernet. Erau judecați și puteau fi condamnați până la 6 ani de pușcărie. Și atunci ne-am găsit într-o centrifugă, într-un cerc închis amețitor. Ceea ce a trebuit să facem a fost să intrăm cu strada la proteste. În momentul în care ne-am dat seama că este momentul, s-au început protestele la Washington DC, într-o comunitate română evanghelică mică, de câteva zeci de persoane, au venit majoritatea, 1000 de persoane din restul Americii, ceea ce e un număr impresionant. Niciodată în fața unei ambasade sau unei reprezentanțe străine în Washington DC nu s-au adunat 102 de oameni, dar aminte 1000 de oameni. Ei, au explodat într-un mod coordonat. Am fost în legătură cu toate elementele de inițiativă și acțiune în toate orașele din Europa, din România, din Statele Unite acum. Astăzi este o zi foarte bună pentru cazul Bodnariu. 5.000 de protestatari în Sibiu, în Iași vreo 4-5.000, în Cluj peste 4.000, în Torino și în Roma, în Melbourne, Australia, sunt proteste. Zeci de mii de oameni care ies în stradă și iată, nu obosesc, nu scad în intensitate. În Melbourne, Australia, câteva sute de oameni protestează. În săptămânile următoare, la consulatele generale din Statele Unite, în Houston pe data de 6, în Vancouver, British Columbia, în data de 8, ziua familiei în Canada, în data de 13 februarie, în fața consulatului general din San Francisco, și apoi, spre sfârșitul lunii februarie, în New York, după care va urma din nou un demers mai mult diplomatic și politic, plus angajarea reprezentanțelor diplomatice și politice din Statele Unite, din Europa, din România, iar în 16 februarie o mare acțiune de protest internațional, global, începând din România, București și toate orașele mari din România, aprilie. În 16 aprilie, pe 10 ore de fus orar, continuu protest de zeci de mii de oameni, poate peste 100.000 de oameni vor protesta în sute de metropole, de orașe mari în aceeași zi. Și întrebarea cu care aș vrea să închei, răspunzând la întrebarea familia Bodnariu, dar sunt și alte familii, sigur că sunt și alte familii, așa cum unii avocați din Norvegia au spus, cazul Bodnariu este un caz pionier. Când cazul Bodnariu este câștigat și rezolvat pozitiv, toate celelalte familii au de câștigat. Vor beneficia în urmă. Absolut. Rezultatul. Și atunci noi trebuie să ne concentrăm eforturile asupra rezolvării cazului Bodnariu, pentru că va fi un caz precedent. Apropo de rezolvarea cazului, domnule senator, la întoarcere din Norvegia, cu ce sentimente v-ați întors? Speranță, dezamăgire, frustrare? Ați fost acolo o echipă puternică, oameni politici. Ce ați rezolvat?
Da, înainte de a vă răspunde la asta, dați-mi voie să vă spun câteva chestiuni extrem de importante. Niciodată în România, în tot exercițiul parlamentar, nu a existat pe o interpelare semnături din partea tuturor grupurilor parlamentare. 102 senatori, niciodată n-a interpelat. Bravo! Au semnat pe această interpelare care a mers către premier, către ministrul familiei și de asemenea către ministrul extern. De asemenea, niciodată în istoria europarlamentarismului român, parlamentarii români care sunt în Parlamentul European nu au semnat toți pe o întrebare care a fost adresată Comisiei Europene. Lucrul acesta s-a întâmplat săptămâna trecută. De asemenea, am obținut o moțiune de rezoluție pe care am depus eu tocmai ce vin de la Consiliul Europei, unde sunt membru în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Pe această moțiune, parlamentari din 14 țări au semnat pe această moțiune de rezoluție care am depus-o acolo și care acum câteva ore a ieșit în print deja și a fost aprobată. De asemenea, niciodată în România n-am găsit o așa susținere mare din partea diverselor culte sau denominații creștine care au semnat scrisori de susținere în favoarea acestui caz. Niciodată înainte lucrul acesta nu s-a întâmplat. De la Sfântul Sinod, la cultele neoprotestante. Este extrem de important să observăm unitatea românilor care s-a creat pentru o cauză dreaptă și justă. Și indiferent cum încearcă alții să o exprime, aceasta este o cauză dreaptă și justă. Vreau să vă spun încă o chestiune de subtilitate. Zilele trecute eram în Consiliul Europei și adunam semnături pentru această rezoluție de moțiune. Și un parlamentar dintr-o țară pe care nu pot să o numesc acum, a venit la mine și a spus: wow, te rog, hai să strângem semnături după aceea, dar includă și țara mea acolo, pentru că exact aceeași practică o fac aici. Credeți-mă, chestiunea respectivă creează, de fapt, o întrebare majoră de unde am reușit să ajungem astăzi cu democrațiile pe care le considerăm noi consolidate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că foarte mulți au venit și au acuzat: de ce intervenim noi într-un proces al justiției? Nu este un proces al justiției. Este o hotărâre administrativă la o comună. E ca și cum am vorbit despre comuna Cucuieții de Deal. Da? Și nu vreau să jignesc pe nimeni, de asta am luat un număr generic. În care trei angajați într-o agenție administrativă chipurile independente a acestei comune, acestui sat. Pentru că, dacă cunoașteți situația de acolo, sunt patru căsuțe lângă un fiord. Despre asta vorbim. Într-o liniște perfectă. Care vin acești angajați, iau o măsură administrativă, repet, după care încep un proces de evaluare a familiei, psihologic, dar după ce s-au luat copiii. Nu există nicio hotărâre a unui judecător independent și imparțial. Nu s-a ajuns în faza asta, nu se va ajunge curând în faza asta. Și pe de cealaltă parte, cazul este deferit nu poliției locale, care de obicei instrumentează, ci poliției naționale, ca să-l instrumenteze așa de bine, suspiciunea noastră, încât să-l pună pe masă, spun: ați încălcat articolul X, Y și Z. Cred că chestiunea este dincolo de înțelegerea și capacitatea noastră de a pricepe un sistem care a fost sărăcit, dacă vreți, de spiritul societal, comunitar. Și tocmai de aceea, în sprijinul acesta, am adus nenumărate dovezi vis-a-vis de încălcările de procedură interne care le-au avut, nenumărate dovezi vis-a-vis de încălcările de jurisprudență internațională și, de asemenea, câteva chestiuni pe care nu le putem detalia deocamdată public, care sunt legate de anumite relații interumane care în acest moment au generat și generează încă cazuri de genul acesta. Eu cred că chestiunea este extrem de complexă. Și ceea ce pot să vă spun în acest moment este că săptămâna ce vine voi avea un turneu în Washington, Congres Senat Departamentul de Stat, în care această cazuistică este deja cunoscută, în care diversi congresmeni americani și-au prezentat interesul fără să-i contactăm noi vis-a-vis de chestiunea respectivă și ne-au cerut deja acte. Comisia de la Helsinki analizează foarte atent această chestiune. Suntem deja într-un proces foarte elaborat de a produce un document.
Și mai mult decât atâta, ceea ce cred și sper este ca românii din America care ne urmăresc să facă un lucru extrem de important pe care l-am discutat cu domnul pastor Ionescu, și anume să-și contacteze reprezentanții lor în Congresul și Senatul Americii și să le expună această situație. Dincolo de protestele de stradă, dincolo de lucru extraordinar pe care îl faceți pe zona mediatică, este nevoie ca politicul să intervină, pentru că este o decizie politică până la urma urmei și nu există niciun fel de agenție, echipurile independente într-un stat democrat care să nu se supună controlului democratic. Nu poate exista așa ceva. Iar dacă românii vor înțelege acest lucru, probabil mai mult ca odinioară cu clauza națiunilor, vor merge la acești reprezentanți în Congres și în Senat și vor aborda pentru a le cere sprijin în rezolvarea acestei situații, care, iată, iese dincolo de înțelegerea noastră umană. Dacă îmi dați voie să intervin și eu la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să menționez că, în calitatea mea de creștin practicant, eu cred că s-a pornit un război împotriva primei instituții constituite de Dumnezeu pe pământ, care este familia. Ca și demnitar al statului român, vreau să vă spun că deplasarea noastră în Norvegia n-a fost numai pentru cazul Bodnariu. Cazul Bodnariu a fost subiectul sau familia care ne-a atras în mod deosebit atenția, dar noi suntem reprezentanții tuturor românilor. Deci am adus la cunoștința și alte cazuri, dar am făcut o constatare cu această ocazie și am văzut că foarte multe familii de români, și nu numai, cunoaștem chiar și un caz a unei familii din Statele Unite, au o teamă, o frică impusă de această organizație Barnevernet. Dovadă că în momentul în care li s-au luat copiii familiilor, li s-a pus în față un document prin care li se interzicea să ia legătura cu presa, să ia legătura cu ziarele, cu televiziunea. Și atunci mă întreb și spun, de ce? De ce să interzicem ceva care unei persoane să-și apere drepturile? Dacă această organizație lucrează corect, lucrează cinstit, pentru ce se protejează de presă ca să nu fie cunoscute faptele lor? Și mai este un alt aspect care chiar m-a îngrijorat. În prezentarea lor ne-au spus despre o situație în care, dacă o familie căreia li s-au luat unul sau mai mulți copii, au fost copiii aceștia fiind plasați la o familie surogat, cum o numim noi, și după o anumită perioadă, dacă acești reprezentanți ai Barnevernet consideră că acel copil se simte confortabil în familia surogat, ei își rezervă dreptul să nu îl returneze familiei lui, chiar dacă a fost câștigat un proces și instanța a hotărât lucrul acesta. Ceea ce mi se pare un lucru groaznic. Ca și familist convins și tata a 5 copii, eu consider că nu există o durere mai mare ca să-ți fie luați copiii din casă și să fie dați unei alte familii. Stau și mă întreb și pun și întrebarea în mod general, cum poate o familie surogat să aibă grijă mai bine decât familia lui originală? Ca să vă dau răspuns, trebuie să merg în Norvegia să vorbesc cu Barnevernet, că n-am idee. Au fost mai multe lucruri care noi am constatat cu ocazia vizitei noastre, și anume nici unul din reprezentanții locali sau Barnevernet sau guvernatorul sau în niciuna din întâlnirile noastre nimeni n-a pomenit de dragostea familiei și mai mult ca atât, eu cred că drepturile pe care le-am menționat, drepturile familiei, drepturile copilului, drepturile omului în general, nu pot să fie îngrădite doar sub această... Noi știm problemele de acolo, le cunoaștem foarte bine deja de atâta vreme, fiind preocupați, știm despre toate aceste probleme. Nu știm care este soluția. Aveți o soluție? Aveți vreo sugestie? Cum le rezolvăm? Trebuie până la urmă să ajungem la concluzia și mă bucur că vorbesc într-un mediu de oameni care văd lucrurile așa.
la un moment dat Dumnezeu va pune degetul pe cazul ăsta și când Dumnezeu va pune degetul pe cazul ăsta, cazul ăsta se va rezolva. Însă, domniile lor nu sunt parlamentari, senatori, pentru ca să stea cu mâinile în sân și să aștepte ca Dumnezeu să facă ceva. Noi ne rugăm, dar și acționăm. Avem o menire, avem un scop. Mi se pare de bun simț, așteptând să lucreze Dumnezeu și să intervină Dumnezeu, să ne facem partea noastră. Iată de ce delegația parlamentară a fost absolut necesar să ia inițiativa și să meargă să umple un vid care a fost creat de administrație, pentru că părerea mea e că trebuia acționat imediat, instantaneu când a apărut cazul, a acoperit vidul acesta și a fost o chestiune de bun simț, de responsabilitate a domniilor lor să meargă acolo. A fost o altă problemă de bun simț și de responsabilitate a noastră să scoatem oamenii în stradă. Pentru că în fața durerii umane, în fața tragediei umane, îți pierde pofta de mâncare, îți pierde somnul, nu poți să stai nepăsător. Chiar dacă Dumnezeu va pune într-o zi degetul pe cazul acesta, a trebuit să postim, să ne rugăm. Înțeleg toate aceste dimensiuni de acțiune, diplomatice, politice, sociale și așa mai departe. Însă, toate la un loc, sunt efortul pe care noi îl punem din respect față de Dumnezeu care lucrează împreună cu omul. Dumnezeu nu vrea să lucreze singur și noi ce să facem? Ne așeza pe pământul ăsta să fim lumină și să fim ambasadori ai împărăției sale. Însă, pe de altă parte, după ce noi am depus toate eforturile de care suntem în stare, după ce n-a rămas nicio piatră neîntoarsă, după ce toate lucrurile pe care le puteam face le-am făcut ca niște rob netrebnici, care ne-am îndeplinit datoria față de Dumnezeu și chemarea pe care El ne-a adresat-o, la sfârșit, când lucrurile vor fi rezolvate, se vor rezolva în primul rând. Pentru că Dumnezeu va apăsa pe buton și va spune, gata, atât, până aici, lucrurile trebuie rezolvate. Și în al doilea rând, la sfârșit, noi vom da Lui toată cinstea, toată gloria, toată slava și toată recunoștința și recunoașterea că mâna Lui este cea care a rezolvat acest caz. Ultima întrebare și vă rog fiecare să răspundeți. Credeți că vreodată această familie se va reuni cu copiilor? Domnul Dumanovici. Evident. Scurt, că... nu, fără da, ba, da sau nu? Și dacă vreți un pic să adăugați ceva, dar nu foarte mult. Eu cred că această situație nu poate să treacă neobservată și nerezolvată. Această situație se va rezolva și îmi doresc ca prin activitatea mea să previn și alte familii de români care doresc să plece în Norvegia și să nu li se întâmple și așa lor să fie așa sau ceva. Să stea acasă, să nu meargă. Domnul pastor. Absolut. Sunt 100% încredințat că Marius și Ruth vor fi împreună cu cei 5 copii ai lor și cred lucrul ăsta pentru că sunt deplin încredințat de călăuzirea lui Dumnezeu în tot acest demers. Domnul senator. Pot să spun următorul lucru, că cu prudența caracteristică în zona de diplomație externă, cred că este foarte important să înțelegem că sunt procese diferite, diverse, care trebuie conjugate, că nu există un loc sau un mod salvator de a rezolva situația, că pe toate palierele pe care am lucrat și pe care lucrăm în continuare și unele dintre ele nu le putem devoala public, se fac eforturi imense de la președintele țării, la premier, care am aflat că a avut câteva comunicări cu premierul de acolo, la ministrul de externe, la tot ce înseamnă eșantion de diplomație parlamentară, la tot ceea ce înseamnă alte paliere de lucru, pe Consiliul Europei, pe Parlamentul European, în diversele relații pe care le avem cu diverse alte state și parlamentari de peste tot. Și bineînțeles că pe lângă asta sunt eforturi, repet, care nu se pot face publice acum, dar care cred eu și consider că vor ajuta la găsirea unei soluții absolut imperative, cred eu, juste și corecte pentru această familie. Și de aceea am o speranță rezonabilă că acest caz își va găsi rezolvarea într-un mod în care să poată să mulțumească în primul rând comunitatea românească, pe noi toți și, de ce nu, familia Bodnar.
Așa să fie. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, domnilor, și sperăm data viitoare, când ne revedem, să avem vești bune pentru această familie și pentru celelalte familii, pentru că în fond și în urma urmei toți suferă și toți trec prin aceeași durere. Mulțumim, dragi telespectatori, vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!